Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bun găsit la știri! De luni, copiii revin în bănci, dar în Hunedoara, conform datelor de acum, 13 unități de învățământ sunt pe scenariul roșu. Aproape toate sunt în zone aflate cu incidență mare de infectare, lucru valabil în câteva comune din Hunedoara. Cele mai multe sunt în scenariul verde. Cele mai multe școli își vor primi toți elevii în bănci în județul Hunedoara. Este un scenariu valabil pentru toate datele din această săptămână și inspectorii școlari spun că speră ca lucrurile să nu evolueze negativ. Totul depinde de rata infectărilor până luni. Noi am făcut o simulare pe datele avute ieri de la Direcția de Sănătate Publică, vizând evoluția epidemiologică în județ și pe simularea pe care noi am realizat-o ieri, repet, dacă ieri, să zicem, ar fi început semestrul 2, ar fi intrat pe scenariul verde 59 de unități cu personalitate juridică, pe scenariul galben 47 și 13 pe scenariul roșu. Nu sunt mulți cei care intră de luni în online, iar scenariile sunt gândite la fiecare școală în parte, ținând cont și de faptul că clasele mici, grădinițele și cei care sunt în clasele a 8-a și a 12-a vor fi cel mai probabil în clase. 25% din efectivele de elevi din județul Hunedoara ar intra online. Repet, doar 25%. Aici intră în calcul elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a, a 9-a, a 10-a și a 11-a, elevi care pe scenariul galben ar trebui să facă activitate online. Fiecare director de școală se pregătește acum să înceapă semestrul al doilea. Sunt luate în calcul toate cele necesare, așa încât copiii și profesorii să fie în siguranță. Toate vagoanele răsturnate au fost luate de pe stradă, iar ultima a fost locomotiva care a deraiat pe linia industrială de la Petrila. Ancheta va fi gata în câteva zile, însă cei de la CEH spun că au de pierdut mult acum, când oricum erau probleme. De două zile, cărbunele extras de la mina Lonia este depozitat în unitatea minieră pentru că încă linia de cale ferată nu a fost degajată complet, după ce trenul de marfă a deraiat marți noaptea. Cele patru vagoane au sărit într-o curbă și locomotiva este ultima care a fost recuperată de pe drumul de centură, acolo unde a căzut în urma deraierii de pe liniile de cale ferată. Am reușit să ducem vagoanele, cele patru vagoane care au fost răsturnate, am reușit să le ridicăm și să le punem pe șină și să le ducem înapoi la mina. Iar cu locomotiva, după cum vedeți, încercăm în momentul de față cu două macarale de mare putere, de 60 de tone, să ridicăm, să punem pe șină și să transportăm pentru a fi revizuite și să încercăm să o reparăm. Doi oameni se aflau în locomotiva de mici dimensiuni și, la o curbă, au realizat că trenul va deraia și, așa cum au declarat, au sărit ca să se salveze. Incidentul a avut loc noaptea și, din fericire, nu au fost victime. O anchetă este acum în curs de derulare. Am făcut o comisie care să cerceteze cauzele pentru această deraiere. Cred că într-o săptămână, maxim două, vom afla exact ce s-a întâmplat. Vom lua și declarații de la cei care au lucrat pe locomotivă, cei care au fost prezenți și vom afla. Vom vedea care au fost cauzele. Trenul cu cele 5 vagoane încărcate cu huilă a ieșit de pe calea de rulare, chiar în zona în care este o curbă și este luată în calcul inclusiv o defecțiune la locomotivă. Nu este exclusă nici posibilitatea ca defecțiunea să fi fost la calea de rulare, care nu este foarte bine întreținută. Nici nu mai vedea pe unde merge și a fost nevoit să ceară ajutor. Vorbim despre un bărbat care a plecat în Parângul Mic joi dimineață, dar a sunat după salvator pentru că nu vedea la un metru în față din cauza viscolului puternic. Salvamontiștii l-au recuperat în siguranță. A plecat pe munte să facă o drumeție, dar s-a panicat după ce s-a rătăcit din cauza viscolului puternic. În Parâng a fost scot galben de vânt puternic, iar omul era la o altitudine unde vântul punea probleme oricui. Așa că atunci când a realizat că nu mai știe unde este și nici nu poate înainta, și-a sunat prietenii. Norocul lui a fost că telefonul i s-a descărcat după ce a dat câteva date ce le-au fost de folos salvamontiștilor. A sunat un prieten de-a lui, am vorbit la telefon cu el, ne-a explicat zona în care se află și apoi s-a închis telefonul, nu mai puteam obține detalii. Dar am plecat un echipaj de prin răspuns către el și l-am găsit în cele din urmă, în zona Parângul Mic. Când plecase? Sus. Dimineața pe la ora 7, noi avem cod galben de vânt și
zăpadă, este viscol sus, nu se vede, chiar nu se vedea foarte, foarte bine, dar nu, persoana a hotărât că vrea să se plimbe în zona de creastă, ceea ce nu recomandăm, mai ales fiind singur. Bărbatul are 37 de ani și plecase în drumeție, iar salvamontiștii spun că au plecat după el cu un vehicul de teren. Tot ei au constatat cât de greu este accesul în munte și le recomandă tuturor să evite acum drumețiile. Și chiar nu se vedea foarte bine, adică nu se vede, la 5 metri nu se vede sus în creastă, este viscol. Știind zona, am plecat repede cu un ATV-ul și l-am găsit până nu s-a lăsat în cealaltă parte a muntelui, pentru că el nu mai vedea urme, nu mai vedea nimica. De acolo putea să se ducă în orice zonă, acțiunea se prelungea foarte, foarte mult. Poate să învieți, era la 1800 de metri altitudine. La altitudinea aia, neavând repere, putea să se ducă foarte, foarte departe de stațiune. Salvamontiștii le cer celor din stațiune să rămână în zona stațiunii unde pârtile sunt numai bune pentru schi. În Parâng, ca și în restul masivelor din Valea Jiului, este cod galben de vânt puternic. E viscol și turiștii sunt sfătuiți să nu plece la altitudini mari în astfel de condiții meteo. În Valea Jiului, dar și în zona Călan, aerul este rău sau, în cel mai fericit caz, indicele de calitate al aerului este moderat. Inspectorii de mediu spun că totul se întâmplă din cauza poluării, a celor care fac focul, dar și a numărului mare de mașini care emit noxe. Iar toate acestea sunt inhalate pentru că plafonul de nori este jos. Norii nu permit dispersarea noxelor, lucru ce face ca în ultimele măsurători aerul să nu aibă cele mai bune caracteristici. Numai departe de începutul acestei luni, aerul din zona Văii Jiului era catalogat ca rău și stația de la Vulcan indica noxe puternice în aer. Fiecare indice de calitate a aerului are o valoare maximă admisă, iar media la 24 de ore se întâmplă să fie depășit la unul sau mai mulți indici de calitate a aerului. Atunci când se întâmplă acest lucru, indicele global de caracterizare a calității aerului, bineînțeles că suportă modificări și apar aceste informații care n-ar trebui să fie alarmante, având în vedere condițiile meteo în această perioadă și sursele de poluare. În județul Hunedoara sunt 5 stații automate de monitorizare a calității aerului. Zilnic, indicatorii de calitate sunt în atenția celor de la Agenția de Protecție a Mediului, care găsesc cantități mari de praf și poluanți groși. Dar, în Valea Jiului, spre exemplu, acești indici nu cresc din cauza industriei, mai ales din cauza termocentralei Paroșeni. Dar totuși vorbim despre un aer poluat. Nu este vorba de surse industriale. La nivelul județului, majoritatea surselor fixe de poluare industrială sunt oprite sau lucrează la capacități reduse. Rămân sursele mobile, respectiv mașinile, camioanele, tirurile, toate mijloacele de transport și încălzirea locuințelor individuale. Nu se monitorizează doar emisiile de la termocentrala Paroșeni, de exemplu, care are și instalație proprie de măsurare a emisiilor, ci și celelalte surse, respectiv traficul și încălzirea locuințelor individuale, care în Valea Jiului se face încă cu cărbune. Ultimele date arată că, în data de 3 februarie, indicii de calitate ai aerului conduc la concluzia că în vestul municipiului Deva și în zona municipiului Hunedoara, indicele de calitate a aerului este acceptabil, în zona orașului Călan indicele de calitate este bun, iar în municipiul Vulcan indicele de calitate a aerului este moderat. Și asta în condițiile în care, cu o zi înainte, în 2 februarie, Vulcanul avea un aer rău. Sunt proiecte, ar fi și bani, dar birocrația a împins termenul de preluare a clădirilor de la Mina Petrila până în primăvară. Atunci cred cei de la Consiliul Județean că se termină cu actele birocratice și că se pot relua discuțiile pentru preluarea construcțiilor nedemolate.
Societatea de închideri mine din Valea Jiului reia toată documentația pentru atribuirea clădirilor către Consiliul Județean Hunedoara. Sunt întârzieri generate de birocrație, deși de 2 ani de zile cei de la Consiliul Județean așteaptă să le cumpere și chiar au și proiecte gata pentru a fi finanțate. După discuțiile cu Ion Barbu și cu grupul de arhitecți de la Consiliul Județean de acum 2 ani, preluarea activelor minei Petrila a fost o prioritate pentru Consiliul Județean. Există 5 adrese către Ministerul Energiei, către Societatea de Închideri, în care am arătat disponibilitatea de a cumpăra aceste active. Din păcate, lucrurile au întârziat din cauza indolenței și birocrației de la Societatea de Închideri. Avem încă speranța ca la începutul lunii martie să putem demara discuțiile pentru preluarea activelor minei Petrila. Toate planurile arhitecților grupați la Planeta Petrila sunt viabile, ar putea primi finanțări, dar sunt întârziate și asta chiar dacă Consiliul Județean Hunedoara ar avea și banii necesari. Cred în ceea ce vor să facă grupul de arhitecți. Grupul de arhitecți deja au făcut pași înainte pe activele primăriei orașului Petrila și aici vorbim despre fosta preparație care nu face parte din activele minei Petrila care vrem să le cumpărăm, dar sigur și noi cred că vom beneficia de sprijinul lor pentru a pune în practică și a nu se dărâma ce este acum la mina Petrila. Am avut discuții pe tema aceasta și cu directorul general Maxim să vedem exact ce axe de finanțare sunt pentru a găsi și soluțiile de finanțare și a face ceva frumos acolo la mina Petrila. Toată documentația ce a fost întocmită în 2020 trebuie reluată și în acest an. Este ultima posibilitate înainte ca Societatea de Închideri Mine să se dizolve ca mina Petrila să devină ceea ce ar trebui, un centru cultural. Se fac pași, dar nu va fi gata nimic mai repede de luna martie. Acestea au fost știrile HD365. Sunt Patricia Graure și vă dau întâlnire și mâine de la aceeași oră. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit!